Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre ce acțiune țin eu la trading. Haideți să intrăm pe aplicație și să vi le prezint. Ok, acum că am intrat în aplicație, puteți observa toate detaliile necesare, precum companiile în sine, valoarea, prețul, profitul și așa mai departe, da? În acest moment eu dețin fondul proprietatea, adică dețin în jur de, hai să ne uităm, să aflăm 270 de acțiuni. Am cumpărat 350 de acțiuni la compania Magazin Universal Maramureș, deoarece se anunță un dividend destul de profitabil, urmând ca apoi să le vând pe profit. La Romgaz am momentan 2 acțiuni, la Nuclear Electrica am 43, la OMV Petrom am 2858, la Socep avem 398, se anunță un dividend. Mai am la Turbomecanica 69, iar la Teraplast am 1583. La Teraplast sunt pe minus cu aproape 600 de RON. După cum puteți observa și voi, sunt pe minus la aproape, ce la aproape, la toate companiile, la tot ce dețin pe Tradeville. Ăștia sunt banii pe care eu i-am investit. Unde scrie disponibil, vă arată că am 82 de RON. Cu acești bani pot să fac ce vreau, adică dacă vreau să-i scot, pot să-i scot. Dacă vreau să-mi cumpăr câteva acțiuni la o anumită companie, pot să-mi cumpăr. Ei sunt în momentul ăsta, ca să spun așa, offline, adică nu sunt în joacă, sunt doar puși deoparte. Unde scrie profit în loss, acesta este profitul meu, care nu este profit, este pe minus. Dacă ar fi fost profit, era pe plus. Cum se calculează acest profit în loss? Avem fix aici secțiunea profit în loss la 100 și vedem că toată linia este pe roșu. Iar în partea dreaptă unde scrie ABS, vedem cu câți RON sau lei suntem noi pe minus. Vedem 57, 20, 14, n-are rost să enumăr toate aceste valori pentru că se observă cu ochiul liber. Hai să vedem ce activitate am avut eu în portofoliu. Am început activitatea pe 16 decembrie 2021. Mi-am investit 31 de milioane. Urmând să cumpăr, după cum vedeți, Teraplast, OMV Petrom, fondul proprietatea și câteva acțiuni la Nuclear Electrica. Aproximativ o lună după aceea, am mai investit 950 de RON, ia să vedem ce am cumpărat cu ei. Am cumpărat cu ei niște Nuclear Electrica, 19 acțiuni, câteva acțiuni la Teraplast. Mi-a venit un dividend de la fondul proprietatea în valoare de 11 RON. Am cumpărat ulterior 7 acțiuni la Teraplast, urmând ca apoi să iau o pauză de 4 luni în care nu am mai investit nimic. Ulterior mi-a venit un dividend de la OMV Petrom în valoare de 58 de RON. Am mai cumpărat câteva acțiuni la OMV Petrom, la Teraplast. Mi-a mai venit un dividend, acest dividend fiind de la Nuclear Electrica. În continuare, încă un dividend primit de la fondul proprietatea de 24 de RON. Am cumpărat din nou SNP, adică OMV Petrom, câteva acțiuni la fondul proprietate. Pe data de 4-7-2022, am început să-mi depun în cont de la Tradeville 560 de RON. Ulterior am cumpărat câteva acțiuni la Nuclear Electrica, fondul proprietatea, OMV Petrom, încă 20 de lei de la compania Teraplast sub formă de dividend, destul de slăbuț din punctul meu de vedere. Cumpărat în continuare 9 acțiuni la fondul proprietatea, am mai investit 560 de RON pe următoarea lună, că după cum vedeți aici, ulterior am cumpărat iar multe acțiuni, am cumpărat și în partea aia și în partea asta, am cumpărat SNP din nou, SNG, aceste două acțiuni pe care vi le-am menționat ulterior. Mi-a mai introdus 520 de RON în cont, de unde am cumpărat SOC, SOCP și MAMA, adică aceste companii care vor distribui dividende în lunile următoare, adică în următoarea perioadă. Mi-a intrat un dividend în valoare de 122 de RON de la OMV Petrom. Am cumpărat din nou la Teraplast fiind la reducere din punctul meu de vedere, la un preț de 0,59 de RON acțiunea, și mi-a mai depus 55 de RON în cont. Cam asta a fost cu activitatea mea din portofoliu. V-am menționat câți bani am primit sub formă de dividend plus câți bani am investit. Hai să facem un calcul, o să afișez pe ecran. 3100 plus 950 plus 560 plus 520 plus 560. Aceștia au fost banii pe care eu i-am introdus, iar dividendele au fost în felul următor: 11, 58, 64, 24, 20, 122. Urmează în perioada următoare să mai cumpăr câteva acțiuni, aștept să primesc banii de la aceste două companii. Sunt niște prețuri foarte bune pentru această perioadă și pentru a le cumpăra, dar mai aștept, am răbdare, fiindcă, nu știu, presimt că o să mai scadă piața și când va veni momentul oportun, atunci le voi cumpăra. Până atunci,
mă mulțumesc cu ceea ce am în portofoliu, voi citi cu atenție fiecare știre care apare, mă voi uita după eventuale noi dividende de la alte companii, doar ca să cumpăr în perioada respectivă, iar după aceea să le vând când vor crește înapoi și ulterior să-mi investesc banii din acele dividende plus acea investiție inițială în niște companii mult mai stabile. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like și să-mi lăsați un comentariu să-mi spuneți părerea dumneavoastră în legătură cu ceea ce v-am prezentat.